Bună seara, dragii noștri telespectatori! Vă spunem și în această duminică seară din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara. Începem o perioadă de timp binecuvântată numită perioada Triodului, care se întinde din această duminică, mai precis din sâmbăta trecută, seara de la vecernie și până în noaptea Sfintei Învierii. O perioadă de timp care cuprinde, pe de o parte, duminicile premergătoare Sfântului și Marelui Post, Sfântul și Marele Post propriu-zis și săptămâna numită a pătimirilor, după ultimele însemnări din liturghierul din 2012. Evanghelia de astăzi, ca și evangheliile din duminicile care urmează, ne îndeamnă, după cum vom vedea imediat, ne îndeamnă la pocăință. Perioada triodului egal pocăință. O perioadă de pregătire, deci, pentru întâmpinarea, după cuvință, a celei mai mari sărbători a creștinătății, care este învierea Mântuitorului, Sfintele Paști. Anul acesta vom avea Sfintele Paști pe data de 5 mai, ca de obicei, duminică. Evanghelia de astăzi, din Duminica Vameșului și a Fariseului, provine de la Evanghelistul Luca. Și în cele ce urmează, vă invităm să deslușim câteva înțelesuri ale acestei Evanghelii, sigur, participând dimineață la Sfânta Liturghie, în bisericile și mănăstirile noastre, ați aflat câte ceva, iată acum și din perspectiva unui profesor la Facultatea de Teologie din Timișoara, să aflați și să aflăm împreună câte ceva mai mult despre semnificațiile acestei duminici, care stă, iată, la începutul perioadei numită a triodului. Profesorul de la Facultatea de Teologie din Timișoara, pe care l-am invitat în această seară, dumneavoastră îl cunoașteți, este un prieten al emisiunii noastre, este vorba despre părintele lector dr. Marius Ioana, parohul Bisericii Studenților din Timișoara și cadru didactic la Facultatea noastră de teologie, tot din Timișoara. Doamne ajută! Preacucernice Părinte, mulțumim că sunteți împreună cu noi și de astă dată. Mulțumesc pentru invitație. Și noi că ați acceptat invitația. Poate văd că aveți Sfânta Scriptură deschisă. Nu știu, ne veți citi înainte ceva din textul Evangheliei de astăzi sau cum credeți dumneavoastră, noi așteptăm o mărturie despre pildă și nepildă, am putea spune, fără a greși. Parabola de astăzi este cunoscută de toți credincioșii, pentru că este o parabolă foarte scurtă a fariseului și a vameșului. Și o avem în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, capitolul 18. A spus că ne aflăm într-o perioadă a pocăinței, iar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este prin excelență un mare teolog, un savant, aș spune eu, o mare personalitate a scrierilor evanghelice și un apostol al pocăinței. El reține din activitatea mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos aspectele despre pocăință, despre păcătoși. Dacă veți avea vreodată răbdarea să numărați de câte ori apare cuvântul păcătos în Evanghelia după Luca, veți observa că apare de cele mai multe ori, spre deosebire de ceilalți evangheliști, și chiar de mai multe ori decât Sfântul Apostol Pavel. Pentru că atenția, încă dintr-un început, a acestui apostol și evanghelist al pocăinței este de a arăta lucrarea specială pe care Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume pentru vindecarea celor care au nevoie de doctor, a celor care sunt sub povara păcatului și au nevoie de ajutor. Din această perspectivă a pocăinței, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca tratează foarte multe subiecte teologice din Evanghelia sa, pentru că el este, spun, un apostol al pocăinței și un mesager al lui Hristos, care vine pentru răscumpărarea celui care are nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu. Sigur că parabola de astăzi, fiecare dintre noi o înțelegem după
înțelesul obișnuit. Suntem foarte tentați să acuzăm pe unii și să preaslăvim pe alții, să spunem să avem grijă să facem ca și vameșul pocăință și să nu facem ca și fariseul. Mântuitorul Iisus Hristos nu a spus lucrul acesta și nici evanghelistul Luca. Într-o expresie originală, dar și excepțională, Sfântul Apostol și evanghelist Luca amintește acest cuvânt al Mântuitorului care spune despre, în parabola aceasta și potrivit parabolei, că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Eu o găsesc ca fiind o formulă excepțională, teologică prin excelență, pentru că Domnul Iisus Hristos nu a condamnat pe nimeni. Nici în parabola de astăzi nu îl condamnă pe fariseu, așa cum o facem noi, spre exemplu. Nu vorbește în antiteză despre fariseu și vameș, așa nu, cum... Nu polarizează, am putea spune. Cum înțelegem noi sau cum încercăm noi. Da. Sigur că este un avertisment pentru oamenii religioși, în special, care exact cu un verset înainte ne spune evanghelistul că Domnul către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți a zis pilda aceasta. Deci către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți a rostit pilda aceasta. Dar Mântuitorul Iisus Hristos trebuie să precizăm că a avut chiar și printre cei apropiați farisei. Nicodim și cu Iosif erau farisei chiar de vază, făceau parte din Sinedriu, de la Ierusalim. Nu, ori în Evanghelia după Ioan, încă din capitolul 3, de la începutul Evangheliei, Nicodim este unul dintre marii farisei care se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos și merge și îl cercetează. De fapt, începând cu Luca 23, Luca este primul evanghelist care îl introduce pe acest Nicodim, Luca și cu Ioan. La fel și Iosif din Arimatea, iarăși este fariseu de vază. Mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus Hristos ni se spune în Luca 14, cel care vorbește foarte mult despre farisei și despre vameș. În capitolul 14, versetul 1, el a intrat în casa uneia dintre căpetenile fariseilor sâmbăta ca să mănânce. Și ei îl pândeau și iată un om bolnav de idropii că era înaintea lui. Iisus, în Luca 14:1, se află chiar în casa unei căpetenii a fariseilor. Domnul Iisus Hristos nu se ferește de farisei. Chiar dacă sunt anumite contradicții cu unii dintre ei, iată, dintre căpetenii. Nicodim era și Iosif erau în Sinedriu. Această căpetenie de care vorbește Sfântul Luca îl primește pe Iisus în casa sa. Mai mult decât atâta, în capitolul 13, versetul 31, ni se spune că în ceasul acela au venit la el, la Iisus, unii dintre farisei zicându-i, ieși și du-te de aici că Irod vrea să te ucidă. Deci chiar dintre farisei au fost unii care... L-au prevenit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ori a privi lucrurile numai în această antiteză cu care deja ne-am obișnuit cu o retorică din aceasta ușor perimată, ar fi o mare pierdere pentru noi. Ori din această perspectivă iubesc foarte mult teologia Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, acelui care deschide porțile tuturor oamenilor. Acelui care îl prezinte pe Mântuitorul Iisus Hristos ca și Mântuitor al tuturor, și a celor păcătoși, și a celor drepți, și a celor care cunosc legea, și a celor care nu cunosc. Deci, din această perspectivă, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este un apostol al iubirii lui Dumnezeu. Deci, iată că Mântuitorul Iisus Hristos s-a aflat în casa unei căpetenii, dar el, ne spune Luca iarăși, se află și în casa vameșilor. Nu numai în casa lui Zaheu, vameșul.
Luca 19, unde știm ce s-a întâmplat în Ierihon, mai marele vameșilor era Zaheu, îi spune, astăzi voi fi în casa ta. Intră în casa lui Zaheu și cunoaștem ce s-a întâmplat. Încă de la începutul Evangheliei, Luca din capitolul 5 ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit, era vorba de împrejurările Capernaumului, în versetul 27, după ce a ieșit, a văzut un vameș cu numele Levi, care ședea la vamă și a zis, vină după mine și lăsând toate, el s-a sculat și a mers după el. Și a făcut Levi un ospăț mare în casa sa și era o mulțime multă de vameși și de alții care ședeau cu ei la masă. Farisei și cărturarii murmurau către ucenicii lui zicând, de ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii? Și Iisus a răspuns către ei, n-au trebuințe de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. Textul paralel, Matei, capitolul 9. Deci iată, ne spune Luca că Mântuitorul a ieșit și a chemat pe un anume vameș Levi. Sigur că părinții și teologii cred că este vorba de evanghelistul Matei, care Luca îi dă numele de Levi, probabil numele dinainte de chemarea la apostolat. În Evanghelia după Matei se vorbește de evanghelistul Matei. A trecut pe lângă famă, l-a văzut pe Matei, care la famă i-a zis, vină după mine, l-a urmat Matei și imediat se spune că Matei ar fi făcut în Evanghelia după Matei un ospăț. În Evanghelia după Luca, acest Levi al lui Alfeu, Marcu dă alte detalii foarte interesante. Îl face pe Levi fiul lui Alfeu. Între apostoli, noi avem pe Iacov al lui Alfeu și pe Levi zis Tadeu. Sunt niște lucruri foarte interesante, niște detalii care, pe care teologii le-au lămurit. În orice caz, cei mai mulți dintre comentatori cred că Evanghelia de la Luca 5 este paralela lui Matei 9 și că acest Levi se numea înainte de chemare la apostolat Levi, iar după Matei, care s-ar traduce un fel de dar al Tatălui, darul lui Dumnezeu. Adică Mântuitorul Iisus Hristos se poate să-i fi pus acest nume de Matei pentru că îl privea, spun unii comentatori, ca pe un dar de la Tatăl, darul lui Dumnezeu. Nu era puțin lucru să ai între ucenici și apostoli un funcționar public, mai ales de talia lui Matei. Și probabil că Iisus l-a văzut pe Matei ca un dar al lui Dumnezeu primit de la Tatăl și, cum a făcut și în situația lui Petru, i-ar fi dat numele de Matei, i-ar fi schimbat numele din Levi, fiul lui Alfeu, să fi devenit apostolul și evanghelistul Matei. Și iată că, încă dintr-un început, Mântuitorul Iisus Hristos nu se ferește de vameși, nu se ferește de păcătoși, pentru că și evanghelistul Matei și în Evanghelia după Matei găsim, dar și la Luca, Iisus este prieten al vameșilor și al celor păcătoși. În sensul că Iisus Hristos are această conștiință a misiunii sale, am venit să vindec pe cei care au nevoie de trebuință. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și există această conștiință a prezenței Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că și în aceste case ale vameșilor, la aceste, am putea spune, invitații la care răspunde Mântuitorul Iisus Hristos, dar și în casele fariseilor se întâmplă tot felul, fie minuni, așa cum este vindecat bolnavul de idropică, fie are loc un ceremonial foarte interesant despre care ne spune Luca că o femeie păcătoasă a venit și a uns cu mir picioarele Mântuitorului, a plâns, s-a căit de păcatele sale și în semn de cinste și prețuire a șters cu părul capului picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Iată o cinste specială pe care Simon fariseul de această dată, da, pentru că este pe lângă Simon leprosul, sunt doi Simon, sunt mai mulți Simon. Simon era un nume comun în Orient.
Dar Simon leprosul se pare că este un alt personaj decât Simon fariseul. Da? Simon fariseul îl primește pe Mântuitorul Iisus Hristos în în casa sa, la Luca capitolul 7, unul dintre farisei îl luagă pe Iisus să mănânce cu el și intrând în casa fariseului așezut la masă. Iată, era în cetate o femeie păcătoasă și aflând că șa de la masă în casa fariseului, a dus un alabastru cu mir. Și stând la spate, lângă picioarele lui Iisus, plângând, a început să ude cu lacrimi în picioarele lui și cu părul capului ei le ștergea și săruta picioarele lui și le uncea cu mir. Și văzând fariseul care îl chemase, a zis în sine: acesta de-ar fi proroc, ar ști cine este și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este păcătoasă. Și răspunsând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorul spune, zise el. Deci iată că Mântuitorul se adresează acestui fariseu, da? Și rostește acea parabolă cu cei doi datornici. Unul era dator cu o datorie mai mică, unul cu o datorie mai mare. Stăpânul iertă pe amândoi. Cine îl iubește mai mult pe stăpânul? Cel cu datorie mai mare. Și atunci Mântuitorul îi amintește de lucrurile pe care trebuia să le primească un oaspete și pe care se pare că Simon nu i le-a acordat. Simon, acest fariseu, nu i le-a acordat Mântuitorul Iisus Hristos. Am intrat în casa ta, apă de spălat nu mi-ai dat și așa mai protocolul, departe. Protocolul, am spune. Protocolul oaspeților la unui oaspete, special. Și mai ales de seamă, da. Deci iată că Mântuitorul Iisus Hristos se află la masă și cu farisei și în casa fariseilor, a căpetenilor, a lui Simon în Luca 7, în Luca 5, îl aflăm și la Zaheu, la Vameș, îl vedem și la Levi, Matei, iarăși îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos stând aproape de acești oameni pe care, iată, cei mai mulți dintre ei sunt câștigați. Sunt câștigați de Hristos pentru Evanghelie și pentru mântuirea lor. Cred că v-ați structurat foarte bine prezentarea din această seară, pentru că ați făcut această introducere pe care mai rar o întâlnim și de care mai rar auzim și cred că și cei care ne privesc au urmărit cu toată atenția. Deci, practic, ați trecut în revistă, să zicem așa, o serie de interacțiuni între Mântuitorul Iisus Hristos și aceste două categorii de persoane menționate în Evanghelia de la Luca de astăzi, farisei și vameșii. Haideți să trecem efectiv acum la desfășurarea pericopei vameșului și a fariseului. Spuneam că parabola aceasta este o parabolă simplă în câteva versete prin care Mântuitorul Iisus Hristos atrage atenția celor care se credeau drepți sau mai drepți, că sunt drepți și a celor care privesc cu dispreț pe ceilalți semeni ai lor. Deci asta practic se menționează câteva versete înainte. Un verset. Este versetul introductiv pentru parabola aceasta. De fapt, este foarte versetul interesant că ne oferă justificativ. Este o justificare. Sigur. Cred că e mare păcat că nu începem Evanghelia chiar cu acest verset. Da, pentru că el explică și chiar nu mai este nevoie de explicarea parabolei, pentru că în acest verset găsim cheia înțelegerii acestei parabole. Fariseul, nu, pentru că noi spunem parabola vameșului și a fariseului, de fapt a fariseului și a vameșului, că așa este. Mai întâi este descris fariseul și după aceea vameșul. Deci către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta: doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Deci amândoi se suie la templu să se roage. Unul fariseu și celălalt vameș. Templul este prin excelență un loc al rugăciunii. Rugăciunea este, spunem noi așa popular, convorbire cu Dumnezeu sau vorbire cu Dumnezeu. Este un dialog, chiar dacă este un dialog tainic și de cele mai multe ori avem impresia că doar noi vorbim, și tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns, poate, nu? Apropo de tăcerea lui Dumnezeu, în Evanghelia trecută, Mântuitorul Iisus Hristos nu a răspuns niciun cuvânt femeii cananeice.
Acest cuvânt este profund, este tainic. Nu a răspuns niciun cuvânt. Nici Dumnezeu nu mai putea să răspundă durerii acestei femei. Nu este o tăcere din indiferență, ci este o atenție specială a lui Dumnezeu spre acest caz, care, iată, încearcă să fie justificat de apostol. Doamne, strigă în urma noastră, dă-i drumul. Ei vor să scape. Dar Dumnezeu rămâne în această tăcere. La fel, spuneam credincioșilor săptămâna trecută, la fel cum Isaac, patriarhul Isaac, după ce descoperă că a dat binecuvântarea lui Iacov și nu lui Esau, rămâne mut, rămâne uimit de ceea ce s-a întâmplat și celălalt fiu plânge: Doamne, părinte, n-ai numai binecuvântarea aceasta, caută o binecuvântare și pentru mine. Și îl binecuvintează. Dar pe mine m-a impresionat această tăcere a lui Dumnezeu, care este o tăcere activă, nu pasivă, nu indiferentă, nu de a o da la o parte, nu de a o arunca la marginea societății, ci este atenția pe care o are medicul atunci când trebuie să stabilească un diagnostic. Medicul la fel se afundă în cunoștințele pe care le are despre boală, despre suferință și încearcă să găsească leacul cel mai potrivit pentru suferința respectivă. La fel și aici, omul merge să se roage. Chiar dacă nu ascultă și nu aude primele șoapte ale lui Dumnezeu în acest dialog tainic din rugăciune, ele vor veni. Fariseul stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Postez de ori pe săptămână, dau 10 ore din toate câte câștig. Iată, acesta este tabloul fariseului. Cine sunt farisei? Farisei sunt niște credincioși. Niște credincioși care au dorit să păstreze viața lor conformă cu prescripțiile legii mozaice. În fiecare timp al istoriei sunt tot felul de încercări asupra oamenilor credincioși, asupra neamurilor, asupra popoarelor. Așa s-a întâmplat și asupra poporului ales. Atunci când comandanți din popoarele vecine au cucerit Ierusalimul, au încercat să dărâme templu, au încercat fie direct, fie indirect, prin influențe culturale, religioase, să îi smintească pe cei credincioși. Ori aceștia s-au constituit mai mult ca o mișcare, ca un curent, ca un partid politic, până la urmă, să spunem așa, cu o mișcare religioasă, uneori chiar și cu conotații politice. Mai mult după războiul fraților Macabei, atunci când influența siriană și asiriană a fost atât de puternică încât mulți, chiar și dintre cei credincioși, lăsau rânduielile legii și se elenizau, cum spunem noi, adică deveneau indiferenți față de poruncile lui Dumnezeu, față de lege, față de tradiții, față de moștenirea religioasă. Ori oamenii aceștia se considerau și au apărut în istorie ca niște oameni serioși. Oameni serioși care vor să-și păstreze identitatea religioasă, tradițiile religioase, tot ceea ce ținea de viața lor religioasă. De aceea s-au și numit parași, adică puși deoparte, ceva care nu se mai amestecau cu oamenii obișnuiți. Nu mai erau oameni obișnuiți, ci doreau prin viața lor și renunțările la o viață confortabilă și obișnuită să fie puse ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. De aceea spun că mulți dintre ei erau foarte serioși. Noi spunem acum, avem un termen peorativ despre fariseism. Sigur că acum am putea să spunem despre creștinii care nu spunem că sunt farisei sau ca și farisei de atunci. Dar ar trebui poate găsit o formulă în mijlocul nostru. Cum suntem noi, cei care părem altceva decât suntem? Sau mimăm creștinismul? Sau mimăm credința noastră?
de cele mai multe ori ne comportăm exact ca și cei din Evanghelie. Dar, repet, nu trebuie să-i condamnăm, pentru că între ei, ne spune chiar evanghelistul Luca, au fost oameni foarte serioși, buni teologi. Nu mai spun de Sfântul Apostol Pavel, care spune în Fapte 23, eu sunt fariseu și fiu de fariseu. Vorbește de Gamaliel. Nu, dascălul său, marele Gamaliel, care era fariseu și care a spus, nu vă puteți lupta împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, vă faceți luptători împotriva lui Dumnezeu. Ce definiții au dat? Aceste definiții au schimbat istoria. În două cuvinte, oamenii aceștia, teologii aceștia, vizionarii aceștia, profeții, au schimbat istoria prin două cuvinte. Ori nu putem să spunem fariseilor și fățarnicilor și nu știu ce. Sigur că au fost dintre ei, dar sunt și dintre noi. La fel, fără nicio discuție. Deci n-are rost să discutăm. Că toți suntem la fel, toți suntem. Și mai ales cei religioși, avertismentul acesta este. Nu pentru farisei de atunci, ci pentru farisei de acum. Ori iată că omul acesta pare un om cum se cade. Așa se spunea în comentariile teologilor secolului 20. Fariseul acesta pare un om cum se cade. Adică își împlinește datoria. Ce ne deranjează pe noi și ce... Exact cuvântul acesta al Mântuitorului. Că privește cu dispreț pe semenul lui. Se consideră superior, practic. De ce privește cu... Pe de o parte aveau dreptate, pentru că mulți dintre, chiar dintre vame și aceștia, dintre funcționari, colaborau cu puterile externe. Colaborau cu romanii, cu celelalte neamuri, cu cei care guvernau în vremea respectivă Țara Sfântă. Nu puteai, ca și funcționar public, să nu colaborezi cu autoritățile, chiar dacă nu erau autoritățile de la Ierusalim, mai ales că nu erau de la Ierusalim. Și sigur că oamenii erau priviți ca niște trădători, trădători de neam, vă dați seama. Numai puțin, părinte profesor, că își însușeau de bună seamă din ceea ce, sau din mărfurile, să spunem, valorile cu care operau, își însușeau. Unii. Ceea ce nu erau caracteristică. Sigur că unii, ca și la ceea noi. Ceea ce nu erau caracteristică doar pentru acele... Dar vedeți vreme. Că numai unii, uitați-vă la mai marele vameșilor, Zaheu. Dacă am nedreptățit, întorc împătrit. Dacă am nedreptățit, păi putea să zic că el, dacă am nedreptățit, întorc împătrit și să nedreptățească. Vedeți ce cruce își asumă, ce cuvinte grele, ce pocăință profundă, nu mai rămâne o moleculă în el când spune jumătate o dau săracilor. Deci asta o împart săracilor. N-are legătură cu păcatele mele ca jertfă. Jumătate din averea mea. Și dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Nu cumva să se fie ascuns prin subconștientul lui vreo nedreptate față de cineva. Și dacă am făcut-o, eu întorc împătrit. Dar avea conștiința curată înaintea lui Hristos și înainte de a-L întâlni Hristos. Hristos nu l-a smerit. Numai prezența lui Hristos iconic acolo, Hristos a fost oglindă pentru el. Și a spus, dacă am nedreptățit pe cineva, cumva și nu mi-aduc aminte, sau în tinerețile mele, întorc împătrit. Vedeți, ăsta era Zaheu vameșul. Era mai mare vameșilor. Și mulți dintre cei care nu-s trecuți aici în Evanghelie, poate erau ca el. Sigur că poate erau și corupți, unii dintre ei. Dar și la farisei la fel a fost. De aceea spun că Luca ne rupe puțin conștiința. Dacă citim cu atenție Evanghelia după Luca și dacă o înțelegem și dacă poposim mai mult asupra acestor cuvinte și asupra teologiei lucanice. Eu am fost fascinat încă de când eram student de Evanghelia după Luca. Nu numai că este cel mai mare scriitor al Noului Testament, deci el a redactat cea mai mare parte din Noul Testament, Evanghelia și Faptele Apostolilor. Deci este cel mai prolific. Dar atenția pe care o acordă el omului, cât de important este omul și mai ales lucrarea lui Dumnezeu pentru om, asta m-a cucerit pe mine la evanghelistul Luca. Pilda fiului rătăcitor, a fiului pierdut, a oii pierdute, a drahmei pierdute, dragostea, lucrarea, misiunea lui Dumnezeu,
grija lui Dumnezeu. Buna vestire. Buna vestire, tainele acestea. Ce înseamnă să fii un om mare, cu adevărat? Nu să te facă alții sau să te crezi tu. Am cercetat toate cu deamănuntul. Nu avea unde să cercetez decât în sufletul Maicii Domnului. Maica Domnului i-a spus lucruri acestea pe care nimeni nu a putut să le știe altcineva. Și cum împart teologii sursele? Unii n-au știut cum să spună unei colecții, unor ziceri și au spus sursa Q a Sfântului Apostol Luca. De unde a avut el izvoarele acestea? Cum s-a dus el din ucenic al lui Pavel, se duce la Ierusalim și cercetează cu deamănuntul și atât de bine cercetează și atât de bine descoperă el ce a făcut Dumnezeu pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Și pentru cei drepți, și pentru cei nedrepți, și pentru cei credincioși, și mai ales pentru cei necredincioși. Toți cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Iată că acesta este fariseul din pilda de astăzi. Asta ne deranjează și pe noi și probabil și pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu? La fel, în casa fariseului, nu? Mi se pare că stă Mântuitorul Iisus Hristos când îi spune, când chem pe cineva la masă sau când ești chemat, ai grijă unde te pui. Unde te așezi. Pentru că se întâmplă. Priviți odată cu atenție toate discursurile Mântuitorului și invit pe telespectatori să citim și să recitim toate discursurile Mântuitorului din casele vameșilor și a fariseilor. Să reluăm aceste discursuri din e o idee bună. Da, și să citim din această perspectivă învățăturile pe care Mântuitorul ni le descoperă nouă în case, în casele vameșilor și în casele fariseilor. Nu? Luca 7, Luca 5, Matei 9 și așa mai departe. Toate lucrurile paralele. Să le reluăm și să vedem ce învățături se desprind din aceste participări ale Mântuitorului în casa fariseilor și în casele vameșilor. O temă foarte potrivită și pentru lucrările de seminar și chiar licență pentru studenții noștri, sigur că da. Sigur, noi ne-am ocupat, în fine, sunt multe, multe lucruri de făcut. Mai departe, despre vameș. Iar vameșul departe stând nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. Ascultătorii au înțeles parabola fără niciun fel de explicație, era simplu. Ei știau ce înseamnă semnele pocăinței, ce înseamnă să fii chiar fariseu. Oamenii priveau cu foarte mare respect farisei. Pentru că într-adevăr erau oameni credincioși. Că erau unii fățarnici, că au început să reinterpreteze legea. Un alt fariseu, Iosif Flaviu, și el era fariseu și spune, unii dintre noi au început să interpretăm nu știu ce, dar nu toți. Unii dintre ei au fost oameni, exact cum am spus, oameni cum se cade, oameni serioși. Și la fel și între vameși, observăm că unii dintre ei au fost chiar oameni serioși. Semnele pocăinței, acestea erau. Nu îndrăznești, ai această conștiință a nevredniciei. Petru nu strigă iarăși la Luca când intră în corabie, Doamne, depărtează-te la mine că sunt un păcătos. Și devine apostol. La fel și vameșul din Evanghelie. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Această temă a pocăinței, a păcătosului, a păcătoșeniei, de multe, 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 zeci de ori o întâlnim la Sfântul Apostol Luca. El reține aceste evenimente. Sunt foarte importante ca icoane ale pocăinței a celor care citesc și se regăsesc în aceste versete ale Sfintei Evanghelii. Ele sunt ca niște trepte, invitații, chemări ale lui Dumnezeu spre pocăință, spre salvare, spre ajutor din partea lui Dumnezeu. Luca îl prezintă pe Dumnezeu cel care a venit pentru cei care au nevoie de ajutor. Pentru că dumneavoastră ați vorbit mai devreme de o particularitate. Ați zis, ar fi bine să citim împreună și să deslușim învățăturile pe care Mântuitorul le împărtășește ucenicilor și celor de față din casele
fariseilor și vameșilor prin care a trecut, pe unde a umblat, v-aș propune ca, pornind de la aceste icoane, dumneavoastră le-ați numit icoane ale pocăinței, care apar în pilda de astăzi și care sunt caracteristici ale vameșului, să încercăm, să încercați, Sfinția voastră, să le propuneți celor care ne urmăresc un program duhovnicesc, poate ca niște trepte, poate ca niște puncte legate de pocăința în concret, la modul concret, pentru perioada care începe, deși, bineînțeles, extindem pentru toată vremea vieții noastre. Sper să nu vă supăr prea tare, dar aș începe aceste trepte ale pocăinței cu fariseu. Sper să nu vă smintesc prea tare și să nu vă deranjez, dar mi se pare că rugăciunea este una dintre cele mai importante lucrări pe care o putem face. Și cei bolnavi, și cei sănătoși, și cei care nu putem vorbi, și cei care nu putem să ne mișcăm, și cei care suntem, fiecare, adică omul în orice stare a lui poate să se roage. Și atunci când nu mai poate mișca buzele, el se poate ruga. Și atunci când este cuprins de desnădejde și de durere, în orice situație, dacă putem să ne rugăm sau putem să spunem, Doamne, ajută-ne, acesta este primul punct și poate cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facem în proiectul acesta. Cu care trebuie să începem. Cu care trebuie să începem și trebuie să și sfârșim. Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul este în rugăciune. Rugăciunea este esențială. Pentru că rugăciunea ne centrează, ne aduce înaintea lui Dumnezeu. Îl aduce pe Dumnezeu aproape de noi. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și mai ales acelui pe care îl caută Dumnezeu. Nu se spune tot în parabolă. 99 de drepți lasă Dumnezeu și merge după cel rătăcit. Ori dacă cel rătăcit strigă, că parabola se spune de oaia rătăcită. Știți că în realitate o oaie rătăcită nu mai poate, nu-și mai găsește turmă. Trebuie să adică meargă... Adică în realitatea concretă, în realitatea concretă a păstoritului. Da, a păstoritului. Da, o oaie rătăcită nu-și mai găsește turmă. N-am alte animale își găsesc turma, dacă se rătăcesc cu oaia, nu. Și atunci păstorul e pe urmele tale. Este în proximitatea ta. Strigă. Deci, practic, dacă el nu te găsește, tu nu mai sigur, poți să, nu mai. Să revii. Exact. E foarte important. Da, sunt importante detaliile acestea, sigur. Pe care noi, dacă suntem preoți la oraș, nu le putem cunoaște întotdeauna. Deci rugăciunea. Apoi, ferirea de păcate. Asta aș face după programul fariseului. Să încerc să mă feresc de păcatele care slăbesc trupul, slăbesc mintea, slăbesc vitalitatea, forța noastră interioară. Sunt foarte multe religii în lume care au și ele proiecte de acestea, de revitalizare și ascetice, biologice, ascetice. Biologică și da. Ascetică. Ferirea de păcate ar trebui să fie iarăși numărul 2, dar la fel, poate pe podium, alături de rugăciune. De ce? Pentru că nu e voie să îți risipești forța trupului. De ce să îți distrugi viața singur, prin alegeri greșite, știind că nu este voie să te îmbuibi, știind că nu este voie să faci lucrul acesta, știind că lucrul acesta sau faptul acesta îți dăunează sănătății. Îți spun medicii, îți spun profesorii universitari, îți spun specialiștii. De ce să faci lucrul acesta rău? Tot ceea ce face rău propriei tale vieți, încearcă să dai la o parte. Pe cât e cu putință. Acesta este programul, punctul 2 al programului spiritual și care îl putem desprinde din învățăturile fariseului. Ferește-te de ceea ce se spune păcat. Gândește-te care sunt consecințele. Că și păcatul își are propriile lui capcane. La început s-ar putea să nu le vezi.
să faci o alegere greșită. Dar dacă îți dai seama și stai, sau dacă nu știi, întreabă pe cineva de ce păcatul respectiv este păcat. Și ferește-te de el, pentru că îți lăbește viața, îți distruge sănătatea, îți distruge relația socială, îți distruge viața cu comunitatea, cu familia, cu tot ceea ce te înconjoară. Te înstrăinează, te însingurează, te aruncă în depresie. Nu mai poți să faci alegeri și nu mai poți să... Viața pe care ți-ai imaginat-o că este fericită devine o viață distrusă. De ce? Pentru că nu ai îndepărtat la timp păcatul, atitudinea împotriva propriei tale vieți, biologice și sufletești. Apoi, iată, postul. Iarăși aș învăța din experiența fariseului, postul. Postul este foarte bun. Acum se vorbește tot mai mult. Deja eu acasă am vreo 3 cărți despre foloasele postului negru. Sunt discuții pro și contra între oameni de știință, între medici, despre postul negru, postul intermitent. Foarte mult în ultimii 5 ani se vorbește despre post. Chiar necreștini vorbesc despre post. Oamenii nereligioși sunt oameni necredincioși, am putea spune. Adică oameni care nu au, știu, o viață activă la biserică, dar care postesc. Dacă nu postesc, au un regim alimentar foarte bine cântărit, aproape de cel al postului. De ce să nu fie regimul respectiv post? De ce creștinul să nu postească? Sunt sportivi care renunță la alimente, la anumite alimente, să slăbească, să pună, să aibă masă musculară, să știu eu ce să facă. Sunt oameni care au diete. Nu mai spun de bolnavi, care trebuie să renunțe la... De ce să ajungi în situații din acestea extreme, să fii bolnav și să trebuiască să renunți la anumite alimente pentru că n-ai postit? Pentru că nu te-ai înfrânat. Le spuneam și tinerilor noștri și studenților, că cei de la educație fizică s-ar putea să postească mai mult decât postim noi. În perioada postului văd la cantinele din complexul studențesc de aici, din vecinătatea noastră, în zile de miercuri și vineri și mai ales în astea, mâncarea de post se termină prima. Sunt foarte mulți studenți care postesc. Foarte mulți studenți care postesc. Mă iertați că vă întrerup, îmi aduc aminte, un domn credincios are aici în Timișoara la mall, are un fast food din ăsta unde se gătește, dar are unul și la București. Se pare că cel de la București este în imediata vecinătatea Facultății de Teologie de acolo. Și îmi povestea amărât că vedea în perioada postului exact tineri teologi care doar treceau drumul și mergeau la acel fast food și unde numai mâncare de post nu serveau. Apropo de ce ați zis dumneavoastră. Acum mulți ani în urmă un student de-al nostru. Că alții postesc și ai noștri nu postesc. Am găsit în parohia mea, cum se spune, da. Nu? La șaorma. Da. Ce să mai spunem? Deci, da. Punem seama, o punem și pe seama faptului că unii sunt foarte săraci. Și aproape că sunt obligați să postească din cauza sărăciei. Și al vedea pe un student, indiferent că unde este, că e credincios, necredincios, că e la teologie sau în altă parte, că mănâncă din când în când, chiar într-o zi de post, acela este post pentru că viața lui este o viață continuă de post. Din pricina necazurilor, a sărăciei, a faptului că părinții nu au bani să-l întrețină, el lucrează. El lucrează ca să se întrețină. Nu discutăm despre excepții, ci discutăm despre oamenii care au nevoie de post. Au nevoie de post pentru ca să-și ordoneze viața, simțurile, puterile, să se limpezească, să se ușureze organismul, să se detoxifice, poftiți. Dacă doriți să vorbim în termen medical, să se detoxifice puțin. Deci luăm postul din viața. Ce luăm de la Vameș? Pentru că emisiunea se apropie spre final. În primul rând, evlavia. Dorința de a se duce la rugăciune, indiferent de păcatele lui.
puterea de a se așeza înaintea lui Dumnezeu, de a se urca la templu chiar dacă știe că este nevrednic. Unii spun, eu sunt păcătos, nu merg la biserică. Chiar dacă, indiferent, nu există păcat care să te oprească să mergi înaintea lui Dumnezeu. Asta trebuie să învățăm de la vameș. Indiferent ce ai greșit și cine ești și pe ce treaptă te afli, trebuie să mergi la Dumnezeu cu curaj și cu nădejde. Asta trebuie să învățăm de la vameș. Apoi evlavia. Nu te duci oricum, ci te duci cu această evlavie și conștiință a nevoii de ajutor. A nevoii de ajutor. Sigur că fariseul, trăind în post și în rugăciune, nu a mai simțit nevoia de ajutor. Starea lui era una pre-paradisiacă, nu? Se simțea într-un rai teluric. Dar vameșul, păcatul aduce și suferință, păcatul aduce și durere. El simte nevoia mai mare de ajutor și are această conștiință. Doamne, vreau să mă ajuți, nu sunt vrednic, nu merit să mă ajuți, dar totuși vreau să aștept mângâierea ta. Și această stare de autoradiografie a noastră, tot din pilda vameșului o putem face. El știe că este păcătos și nu e rușine înaintea lui Dumnezeu să recunoască. Nu știu dacă ar fi recunoscut înaintea oamenilor, că mulți nu putem recunoaște înaintea oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu nu este niciodată rușine să spui că ești păcătos. Sau chiar cel mai mare dintre păcătoși. Pavel a făcut-o și înaintea oamenilor. Sfântul Apostol Pavel. Dintre ce, cel din tâi sunt eu. Dar nu toți avem puterea asta. Cine are puterea? O are de la Dumnezeu. Că și Dumnezeu vine în ajutorul tău. Acestea sunt câteva trepte duhovnicești pe care le putem urma în perioada premergătoare învierii Domnului. Da, mulțumim, Părinte Profesor, pentru această schiță, să-i spunem așa, de program duhovnicesc pe care ne-ați împărtășit-o acum în ultima parte a emisiunii noastre. Cred că cei care ne urmăresc, cel puțin, dacă nu pe foaie sau pe telefon, cel puțin, sau măcar în mintea lor, în inima lor, și-au notat câteva dintre aceste sfaturi duhovnicești pe care dumneavoastră le-ați împărtășit nouă în această seară. Vă mulțumim pentru prezență, vă mai așteptăm și ultimul cuvânt, ca de obicei, va aparține. Să ne apropiem de Dumnezeu, să privim spre înviere cu nădejde și cu bucurie că Salvatorul nostru este viu. Și noi trebuie să fim vii pentru că ne împărtășim din viața Lui și din opera de răscumpărare pentru ca să ne pregătim de veșnicie. Amin. Dragii noștri, punem punct aici emisiunii din această seară. Ne revedem duminica viitoare. Doamne ajută!